Și acum, datele despre vreme. Mâine vom avea parte tot de temperaturi extrem de scăzute, potrivit meteorologilor. La Fien, temperaturile cresc cu 2-3 grade, astfel că maxima va fi de minus 7 grade Celsius, iar minima de minus 16. La Pucioasa, cerul va fi variabil, mai mult noros, dimineața va fi ceață densă, iar temperaturile maxime nu vor depăși minus 10 grade. Minima înregistrată aici va fi de 17 grade Celsius. La Moreni, cerul rămâne noros, însă nu vor mai fi șanse de precipitații, cel puțin în următoarele zile. Termometrele vor arăta temperaturi extrem de scăzute, mai exact o maximă de 11 grade Celsius și o minimă de minus 17 grade. La Găiești este posibil să mai fulguiască în prima parte a weekendului, însă precipitațiile vor fi slabe, în special pe timpul nopții. Vom avea aici temperaturi ceva mai ridicate, maxima va fi de minus 8 grade Celsius, iar minima de minus 12. La Titu, meteorologii anunță frig și cer noros. Minimele coboară până la minus 17 grade Celsius, maxima nu va depăși minus 10 grade Celsius. La Răcari va fi foarte frig și chiar și vântul va avea ceva intensificări în anumite părți ale zilei. Maxima nu va urca mai mult de minus 10 grade, nici măcar pe timpul zilei. Minima va fi de minus 17 grade Celsius. La Târgoviște ziua va începe cu ceață. Cerul va fi mai mult noros, vântul va sufla slab și nu va mai ninge în acest sfârșit de săptămână. Temperaturile cresc în următoarele două zile, maxima va fi de minus 8 grade, iar minima de minus 10 grade.